mic. Greșit. Îmi plac pantalonii tăi. Greșit. A? Greșit. N-ai fost pe mașină de făcut hituri? Păi bă, hituri nu, un ăsta e hitul lui. Ăsta e unul dintre hituri. Unul dintre hituri. Uite bă, frate, la dată la dacă e best of, e best of. Dar am zis că ai fost mașină de făcut hituri, nene, a avut o perioadă foarte bună. Acum vorbim serios, oamenii trebuie să știe treaba asta, dacă tot ai dat-o pe asta cu mașina sau cu fabrica sau cum a fost, da? Am că a fost bine, hituri. Nu? Da, trebuie să știe lumea că nu doar piesa asta, ci toate piesele, toate producțiile care au existat, toate tipurile, absolut tot ce s-a întâmplat până acum cu proiectul NND, mi-aparțin ca și compoziție, ca și texte și așa mai departe. Așa că n-a fost doar asta, da? Să ne înțelegem. Băi, eu am spus că asta a fost cea mai cunoscută și am zis că a fost o mașină de făcut. Asta da, ai dreptate. Aici, păi dacă n-ai fost atent la ce am vorbit. Aici ai dreptate, pentru că este printre puținele melodii românești din perioada aia care încă se ascultă și se ascultă și acum, noastre, deci da. Eu ascult cu cea mai mare plăcere. Da, doamnelor și domnilor, avem una bucată Nick, avem una bucată Andreea Marin. Andreea Marin este fica lui. O să vedem imediat. Acum cu cine cânti varianta asta? O cânti cu Bibi sau cu cine o cânti? Da, cu Bibi, cu Bibi, pe care o salut pe această cale. Da. Este în vacanță, vine și ea, dar e puțin plecată. Ce să facem? Copiii ăștia pleacă una, două. Nic, doamnelor și domnilor. Ziceai că îți place recamierul meu? Da, mă, asta mă uitam și la tine. Mă gândeam, mă, e drept draperie, e recamier. Caterinca mare pantaloni. Dormeze, știi? Da, mă, cum, dar e perfect. Zice, de acolo mă și uitam, zic, ia uite-l, dragul de el, și-a făcut pantalon din ce trebuie. Asta e fata ta, da? Foarte da. Mișto. Bravo. Da. Să străiască ce mulțumesc, super. Mulțumesc la fel, mulțumesc la fel. Bravo, bravo. Nic se dă puțin și pe TikTok. O să-i dăm și alte TikTok-uri pe care le avem în dotare. Ia chiar să ai TikTok? A? Ai TikTok? Eu? N-am TikTok, care e misiunea TikTok, mă? Eu lucrez prin reprezentanți, bă, băiat. Nu fac eu TikTok. Am oameni, bă, băiatule, înțelegi? Ca să zic așa. Ce, ai TikTok? Nu, bă, am oameni, n-am TikTok. Acum se dau din casă, vezi că am luat un premiu. Deci tu ai oameni care fac TikTok-uri cu tine, gen. Da, mi se pare normal, bă, da. Ia să vedem, doamnelor și domnilor, ce TikTok-uri am găsit noi cu Nic, cu familia. Ce faceți astăzi? Astăzi am un preparat de pește. Ce pește? File de porc. Ce ați ales să gătiți astăzi? Astăzi am un preparat de pește. Ce pește? File de porc. File de porc, doamnelor și domnilor, ce va fi? De pește, a fost dezlegare, ca să zic așa. Dar cum ai găsit-o pe asta? Tocmai pe asta, cum va? Dar nu-i bună? Da, e crimă, e nebun de ce. Foarte bine, auzi, fata ta te învață? Nu, băia mă învață cum să fac tranziții și chestii, dar nu, astea... Mimurile mi le fac. Se pare normal. Sigur. Nu, dar am de învățat de la ea. Faza cu tranziții, cu chestii pe TikTok cel puțin eu învăț de la ea, ai dreptate. Pe YouTube învață ea de la mine. Așa. Da? Unde vă și invit să follow, să situații, nu? Așa, așa, nu? Situații, chestii, Nick da? Nick and Andy, și YouTube, și TikTok, și toate. Da, 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 da. Dacă tot ai adus vorba. New Andrea, New Andrea Marin. New Andrea Marin este. New Andrea Marin este. Da, iau lecții pe TikTok de la ea și de ce să nu recunoaștem că, știi cum e vorba aia, copiii noștri sunt și mai deștepți și mai frumoși decât noi. Întotdeauna, într-adevăr, ai făcut un copil frumos. Ia să-l mai vedem pe Nick, ia. Tot cu mine. Dansa frumos, fata, te-ai băgat și tu în cadru. Păi nu te-ai văzut mie și cu ei, dacă n-am reprezentat ca tine, trebuie să mă bag în seamă. Aia e, foarte frumos, doamnelor și domnilor. Mă reprezint singur în TikTok-uri, Cristi. Da, 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 da. Foarte frumos să-ți trăiască. Mulțumesc. Absolut grozav. Ceau. Da. Băi, deci, bă, știu cu Nic de 20 și ceva, dar cât are noastre. Fata, mă? Bă, face 16 anul ăsta, face 16. Doamne Dumnezeule, când jucam fotbal pe plajă cu Nic, cu Mitoșerul. Când a fost prima ediție? Când a 2001-2002. 2001-2002. Știi că am filmarea, nu? Da. Trebuie să-ți dau filmarea neapărat. Trebuie să-mi dai filmarea. Hai că poate facem într-o zi o întâlnire. Da, hai mai dăm un TikTok repede cu Nicolae. Îl felicit pentru ceea ce faci. Ia, și acum? Ia, băi! Uite și pe Delia. Looking at my drip, looking at your drip. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Da, l-am făcut invers pe ăsta, deci era altcumva. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Nic and Andy cu Delia, cu care a lansat această piesă, fiecare pe drumul lui. Bravo! Unde ai vrut să ajungi? Am vrut să ajung la faptul că tu ești pe drumul tău și Delia pe drumul ei. Dar nu despre asta e vorba aici. Nu, dragul meu, dar despre ce vorbim? Este clar faptul că NND a avut mai multe soliste, nu doar pe Delia, ca să ne înțelegem, da?
Pe această cale chiar vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat parte la acest proiect și au pus câte o cărămidă. Da. Știai că primii oameni care au colaborat au fost doi băieți? Cine? Nicu și Dan, de aici vine Nandi. Nicu, Dan. Eram trei. De aici vine Nandi. Foarte frumos. Nicolae, mă bucur foarte mult că te-am avut, în păcate ai venit târziu. Hai cu mâncarea, ia să te văd. Ia, doamnelor și domn. Mâncăm sau nu mâncăm? Mâncăm. Mai mâncăm și noi? Doamnelor și domnilor, la noi, noi luăm obiecte de construcții, ca așa, că mă dăm cărămizi ceva și batem peste ele, știi? Da, foarte frumos, foarte frumos. Gata, melanzana la parmigiana, Mihaela Rădulescu. Păi am nimeni bine dacă e cu halală. E cu halală, tată, de la noi, dar știi foarte bine că noi suntem oameni serioși. Ce bine arată, ești nebun. Păi du-te la bucătărie, de ce mai stai? Du-te la bucătărie. Gata, hai. Da, doamnelor și domnilor, Nicolae a venit, hai, te-am pupat, e bine, doamnelor și domnilor. A fost și Nicolae, n-am mâncat, n-am băut, este o chestie foarte bună. Ce să vă zic, să ne vedem și mâine cu bine. Să ne vedem cu alte subiecte absolut senzaționale. Mâine o vinere absolut. Ia uite, băi, băiatule. Bine. Melanzana la parmegiana cu ceafă de porc. Da, doamnelor și domnilor, și cu genunchi de pește. Da, genunchi. E foarte bine. Bine, Nicolae. E bine. Ne vedem mâine cu alte surprize. Să ne fie bine, să nu ne fie rău. Stați cu noi mâine de la ora 3. Hei!